Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! În acest script vreau să vorbesc despre tenul uscat. Tenul uscat nu este, cum s-ar putea crede, consecința deshidratării. Este, de fapt, consecința unui deficit de acizi grași esențiali și, în special, omega-3. Omega-3 menține umezeala pielii și are și un efect de protejarea pielii împotriva radiațiilor ultraviolete. Și vreau să vă prezint o cremă pe care o puteți prepara foarte simplu acasă, care poate să mențină, aduce omega-3 și menține pielea umedă. Se folosesc 6 lingurițe de apă, 2 lingurițe de semințe de chia, pe care este bine să le râșniți, să le măcinați înainte, o linguriță de pulbere de alge marine, se găsește, am găsit pe net, deci probabil că se găsește și la Plafar. Dacă nu găsiți pulbere ca atare și găsiți capsule, se pot lua capsule și capsule se desfac și pulberea dinăuntru se folosește. Și o linguriță de ulei de măsline. Se face un amestec omogen, se omogenizează și apoi se aplică pe față sub formă de mască sau se poate da și pe mâini unde este pielea uscată. Se ține un sfert de oră, după care se spală cu apă. Și se repetă această operație în fiecare zi. Însă, pentru a trata cauza, ar trebui să consumați omega-3 ori din alimente, ori sub formă de suplimente alimentare. Și mai trebuie ținut cont de faptul că mai sunt și alți factori care pot să contribuie la uscăciunea tenului, și anume fumatul, consumul de alcool, consumul exagerat de zahăr și dacă vă spălați pe apă cu anumite tipuri de săpun care usucă pielea. Închei aici. Dacă vi s-a părut interesant, dați un share să ajungă informația la cât mai multă lume, dați și un like și de asemenea lăsați-mi în comentarii opinii, întrebări, sugestii și dacă vă confruntați cu această problemă și ați făcut această cremă, ce rezultate ați obținut. Vă mulțumesc, multă sănătate, pe data viitoare, la revedere!